Spre slava și onoarea lui Dumnezeu, deschidem programul muzical cu cântarea numărul 321, Din Cerul Slăvit. Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea ta venim să-ți mulțumim din adâncul inimii pentru această zi frumoasă de sabat, îți mulțumim pentru odihna pe care am primit-o din partea ta, îți mulțumim și pentru învățăturile pe care le-am primit, îți mulțumim că ne-ai dat acest răgaz de oră la picioarele tale, ajută-ne să primim mesajul tău, să vină Duhul tău sfânt în inimile fiecăruia în parte și să plecăm de aici cu toții binecuvântați de
cu toții in de adorare. Saltă inima și cântă, s-a născut Emanuel. Mare bucurie, inima o știe, toată bucuria noastră este El.
Este o cântare frumoasă de cor, nu este în indurile noastre de creștine. Se numește Zboară îngerii în lung și în lat, între pământ și mare. Am să-i rog pe băieți să afișeze textul și îl cântăm împreună. Amin. Marele absent. Se umple universul de beteală, toți renii deshămați, umblând haihui. Sărbătorim fără de socoteală, Iisus nu-i invitat la ziua lui. Cu roșii moș Crăciuni pavăm istorii, cu globuri, ciocolată, staniol. Hristos, motivul clar al sărbătorii, stă umilit, atemporal și gol. Așteaptă cu mințel o îmbrățișare, un la mulți ani timid sau complezent. Noi, robii, l-am exclus din sărbătoare, pe împărat, pe marele absent. Sfios privește lumea, ce povară a ridicat cândva din cârca lor. Noi l-am uitat, născutul din fecioară ne tot iubește, blând și răbdător. Hristos împarte zâmbete și șoapte, dansează orb cohorta de cheflii, iertarea lui se cerne lin prin noapte, la anul poate își vor aminti. Amin.
Pentru că niciun proroc nu e bine primit în patria lui, dar eu nu sunt proroc. M-am gândit după aceea, nu aveam de gând să spun nimic, chiar dacă sora m-a invitat să spun o experiență. Și Domnul de multe ori îmi închide gura și nu mă lasă să spun nimic în anumite situații. Însă, acum nu știu ce să zic, a doua parte a expunerii mele era chiar această poezie pe care a citit-o de Spina. Și mă uitam și zic, băi, am primit-o astăzi, cum se face că? Dar nu era cel mai important lucru pe care vreau să vă spun. Vreau să vă spun ceva de favoarea mea ca întotdeauna, în sensul că am fost privită și în continuare sunt într-un ca un distrugător de mituri. Într-un grup anume, povesteam că am fost întrebat odată de un copil care vine la mine, cred că avea vreo 7 ani, dacă nu mai... dacă eu cred în Moș Crăciun și dacă există Moș Crăciun. Eu n-am dat decât un răspuns foarte simplu, nu. Mama a venit după aceea mai târziu la mine și mi-a zis, știți, noi copiilor le creăm așa și așa și dumneavoastră. Și zic, da, eu nu i-am spus nimic copilului despre ce îi creați dumneavoastră sau alții din lumea în care se învârtesc. Copilul m-a întrebat dacă eu cred în Moș Crăciun și dacă există Moș Crăciun. Nu i-am răspuns decât nu. Altceva nu i-am spus. Păi că am mai auzit el pe la școală, asta e altceva. Dar într-un grup de ai noștri, să zic, pentru că de ce să nu recunoaștem? Noi am îmbrățișat toate tradițiile, nu mai există delimitare cu lumea în ceea ce privește aceste sărbători. Hai să fim serioși. Am fost chiar apostrofată. Dar ce? Nu puteai să eviți întrebarea? Zic, mai voi care trăiți numai în minciună și asta e toată viața voastră în minciună, vi se pare normal să ocoliți adevărul? Omisiunea e tot păcat, știți asta? Și zic, mi-a pus copilul întrebarea, eu am dat imediat răspunsul, eu n-am stat să mă gândesc, ia stai, că asta numai satana face, stai să le încoclețim, să vedem, și o fi așa, nu o fi așa, să-i spun. Adică m-am simțit iarăși pusă la colț prin faptul că, ia uite, eu distrug oamenilor, adică nu sunt de acord că ei au alte valori. Și pe care, iată, le împrumutăm și noi. A venit acest copil la mine săptămâna aceasta și l-am întrebat. Ți-aduce aminte că acum câțiva ani, e un copil cu care eu am o relație specială și cu părinții. Tu m-ai întrebat dacă eu cred în Moș Crăciun și dacă există Moș Crăciun? Da. Mai ții minte ce ți-am răspuns? Nu. Dar știi ceva? Ilzi, fii atentă. Eu acum sunt mare și știu că nu există Moș Crăciun și că cadourile acelea care vin de la părinți. Iată că până la urmă un copil poate să-ți dea o lecție mai mare decât pot să o dea cei de la de-ai noștri, zis. Așa că eu vă las pe dumneavoastră să vă gândiți și să vă puneți un semn de întrebare. Să vă sărbătoriți toate sărbătorile cum doriți, că nu vă spune nimeni cum să le sărbătoriți, dacă e bine așa sau nu e așa. Că aveți toți cuvântul Domnului în mână și puteți să citiți în el. Că acolo la unul îi se pare că scrie ceva și la altul altceva, asta e altă poveste. Dar știți cum se termina poezia pe care tocmai a citit-o de Spina? Iertarea lui se cerne lin prin noapte, la anul, poate își vor aminti.
când nimeni nu te mai ascultă și atâta ai avea de spus, apleacă-te în genunchi, vorbește, te ascultă răbdător Iisus. Iisus e calea și adevărul, Iisus e viața cea de sus. Oriunde ai privi cu ochii, în tot ce este, e Iisus. Când frământările te dor și când odihna ți s-a dus, eu știu un loc ce-i plin de pace. Iisus, sub crucea lui Iisus. Când boala îți distruge trupul și leacul pentru tine nus, eu știu un doctor fără seamăn. Te duci la El. El e Iisus. Când nimeni nu-ți deschide ușa, o vorbă dulce să-ți fi spus, aleargă astăzi și deschide, căci Cel ce este, e Iisus. Amin. Poezia care am să o spun acum este foarte potrivită cu evenimentele ultimelor zile în ceea ce privește sărbătoarea nașterii Domnului. Poezia se numește Atunci și Azi. În iesele tu, împăratul lumii, în grajdul vitelor de rând să fii născut, e dureros. În adevăr, să nu se fi găsit atunci în tot orașul și pentru tine un adăpost? Să nu se fi găsit atunci mătase în loc de paie, palate îmbrăcate în aur în loc de grajduri și gunoaie? O, cui ar fi trecut prin gând, oprindu-se puțin din mers, că tu nu ești un prunc de rând, ci ești păstorul bun și blând al lumilor din univers? Dar asta nu le-a dat prin minte. Nepăsători au mers înainte în calea lor. O, parcă văd cum se desprind din cadrul vremii ce a trecut icoanele acelea sfinte. Se dea până ușor prin minte păstorii și turma lor de oi și îngerii vestitori, bogații,
paturile moi și ieslea umililor boi. Iar tu în iesle mă prind fiori, te văd mai apoi printre tesele, apoi ștergând a lumii lacrămi, te lupți cu vijelii de patimi, legat apoi te duce. Și drept o bună răsplătire pentru eterna ta iubire, te spânzură pe cruce. Deșarta lume de mișei, cu mintea plină de res, nici pe departe n-a înțeles că odată cu nașterea ta se naște viața pentru ei. Nemernicii, strigăm și noi când ne uităm azi înapoi, de-am fi avut viața atunci și pumnii de fier, i-am fi fărmițat sub cer și curăsam de ei pământul ca de o pleavă ce-o arunci, s-o ducă în haos vântul. Dar azi, când vrei din nou să vii, viața noastră s-o învii și s-o însenim, apoi s-o muți în slăvi albastre, mă întreb cu îngrijorare. Te vom primi noi oare în casa inimilor noastre pe jilțuri moi? Ori fără teamă și senin, te vom trimite în graj de la boi? Precum ți-om împlătit tot noi cu nuna cea de spin? Aceasta este poezia atunci și azi. Amin. Aș vrea să facem colecta pentru Tabita și apoi continuăm program. Psalmul care o să-i dau citire în continuare, sunt sigur că este un psalm în care ne putem regăsi fiecare dintre noi. Și pentru că Domnul este singurul Dumnezeu, doar Lui să-i se cuvine lauda. Amin? Psalmul 138. Te laud din toată inima mea, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale,
ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava lui Dumnezeu. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îmi întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrarea mâinilor tale. Amin. Vă invit să ne rugăm pentru daruri și să ne ridicăm pentru aceasta. Te lăudăm, Tatăl nostru bun și sfânt, pentru că ești un Dumnezeu atât de minunat. Și niciodată, Tată, nu te-ai abținut de la binecuvântările tale date poporului tău. Îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim pentru că pentru fiecare dintre noi ai răspuns după nevoile noastre. Și ajută-ne, Tată bun, ca așa cum faci tu cu noi, să facem și noi cu cei pe care tu ne-ai dat, ca să avem grijă de ei. Dacă te-am supărat în sensul acesta, te rugăm din suflet să ne ierți. Și să ne ierți și pentru ce n-am făcut până acum și trebuia să facem. Aducem înaintea ta, bunule Tată, viețile noastre și dorim să le sfințești pentru slava și lauda numelui tău. Iar aceste daruri pe care copiii tăi le-au adus, te rugăm să le binecuvintezi după cum ești tu și să le trimiți acolo unde este nevoie. Pentru toate cât ai făcut, câte faci și vei mai face, te lăudăm și îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin.
închidem acest program spre slava și onoarea lui Dumnezeu cu cântarea numărul 323, De sus din slava senină. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai oferit ocazia de a mărturisi din inimile noastre și de a cânta din sufletul nostru că te iubim și că ne bucurăm că te-ai născut odată. Dar ajută-ne ca această naștere din nou să fie partea vieților noastre în fiecare zi. Ajută ca Duhul Tău cel Sfânt să fie călăuzitorul nostru și cel care ne inspiră în orice moment. Știm că nu suntem vrednici, dar îți mulțumim pentru marea Ta dragoste pe care ai arătat-o și prin acest eveniment al nașterii Tale. Îți mulțumim că vei face mai mult decât cerem și că ne vei duce pe culmile pe care ne-ai promis. Ajută-ne numai să ne facem partea. În numele Domnului Hristos Te-am rugat. Amin.